Zi de sărbătoare a fost astăzi și pentru profesorii și elevii seminarului teologic Episcop Ioan Popasu din Caransebeș, precum și pentru studenții și cadrele didactice din cadrul secției de teologie ortodoxă didactică din municipiu. Sfinții trei ierarhi au fost cinstiți la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Episcopală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. În cadrul slujbei au fost pomeniți profesorii, studenții și elevii instituțiilor de învățământ teologic din Caransebeș trecuți la Domnul. Se cuvenea ca și în acest an să fim împreună cu profesorii de teologie la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic din întreaga Ortodoxie. De asemenea, ne bucurăm foarte mult că astăzi la Sfânta Liturghie s-au împărtășit foarte mulți studenți și elevi teologi, pregătindu-se din timp pentru a primi astăzi, la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Iată cum elevii și studenții noștri teologi înțeleg că fără comuniune euharistică, fără o viață autentică în Hristos, nu putem vorbi despre Dumnezeu, nu putem teologisi și nu putem înțelege învățăturile creștine, învățăturile despre Dumnezeu, învățăturile care se predau la orele de curs, atât în facultate cât și în seminarul teologic. Astăzi a fost o adevărată sărbătoare, atât în episcopia noastră, cât și iată aici în Catedrala Episcopală din Caransebeș, și ne bucurăm foarte mult că l-am avut ca oaspete la Sfânta Liturghie pe domnul profesor Iovan Ianici de la Facultatea de Teologie din Belgrad, care astăzi și mâine va susține o conferință atât la Caransebeș cât și mâine la Reșița despre viața și lucrarea Patriarhului Pavle. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Laurențiu Georgescu de la secția de teologie ortodoxă didactică din Caransebeș. În cuvântul meu de învățătură de astăzi am încercat să pun în lumină, în ochii studenților și elevilor seminariști, dar și a credincioșilor, ce înseamnă și ce a însemnat de fapt pentru Sfântul Vasile cel Mare, pentru Sfântul Ioan Gură de Aur și pentru Sfântul Grigorie Teologul, tradiția culturii clasice. Cum au reușit cei trei părinți să integreze tradiția culturii clasice în teologie? Am cinstit pe Sfinții Trei Mari Dascăli și Ierarhi ai Lumii prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în Duh de Comuniune, unde ne-am rugat împreună cu elevii seminariști și cu studenții teologi, ne-am împărtășit împreună, iar după masă vor continua activitățile specifice acestui eveniment. Învățământul teologic din Caransebeș a fost organizat odată cu reînființarea Episcopiei Caransebeșului sub ierarhie română în anul 1865.